Din partea Bisericii Elim din Arizona vă aducem salutări. Îmi pare rău că nu pot să vă spun că sunt fierbinți, că era mai frig la noi ca la dumneavoastră ieri dimineață. Mă bucur să fiu la sărbătoarea Bisericii dumneavoastră. Este un timp special când din mijlocul tinerilor din biserică alegeți oameni care să slujească lui Dumnezeu și bisericii sale. Unul dintre frații antevorbitori pomenea de Iosua, de chemarea lui în slujire. Știți că în primul capitol din Iosua, versetul 1, spune că după moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise. Există întotdeauna această problemă mare în Biserica lui Dumnezeu de astăzi. Ce suntem? Am auzit pe cineva întotdeauna se recomanda sau întreba și spunea ce face robul Domnului. E un titlu extraordinar de frumos. Dar știți că oamenii vreau să ne facă robii lor, am vrea să fim robii oamenilor și slujitorii Domnului. Lucrurile sunt exact pe dos. Suntem robii lui Dumnezeu și slujitorii oamenilor. Foarte mulți lideri de astăzi ar vrea să fie orice altceva în afară de slujitori. A fi slujitor nu este un lucru ușor. Apostolul Pavel spunea în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 12, îi spunea tânărului Timotei, fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Apoi în Tit spunea, dă-te tu pe tine însuți pildă în fapte bune, în toate privințele, în învățătură, în toate lucrurile, dă-te pildă. Sunteți chemați ca și slujitori ai bisericii să slujiți prin exemplu personal. Și este cel mai greu lucru de a sluji prin exemplu personal. Țin minte că la Chicago mi-a fost foarte greu la începutul bisericii să lămuresc pe frate să dea bani la biserică. Dar am luat o măsură deosebită și nu o recomand decât după vreo 10 ani de pastorație, altfel mandatul dumneavoastră se încheie foarte repede. I-am chemat pe toți frații din comitetul bisericii și i-am spus, aveți o foaie de hârtie aici în față, dați declarație că dați zecioală de azi înainte la biserică sau vă dați demisia. Pentru că eu nu pot să slujesc în biserica asta cu oameni care nu pun bani în ceea ce cred. S-au foit, s-au gândit, au dat telefoane pe la neveste, dar au semnat toți că dau 10 ani la biserică. Duminică ne-am dus în fața bisericii, toți, așa la rând, și am spus, fraților, de azi înainte, uitați-vă la noi, noi dăm 10 ani de azi înainte la biserică. Dacă o să ne meargă rău la toți, să nu o dați bani la biserică. Dacă o să vedeți că ne merge bine, urmați în exemplu, călcați pe urmele noastre și dați bani la biserică. Și astăzi, când mă duc la Chicago, mulți frați îmi mulțumesc pentru gestul acela, care a învățat o biserică întreagă să dea bani la biserică. Nu poți să înveți decât prin exemplu personal. Dă-te pe tine exemplu. Dacă cer bani, dă tu primul și dă cei mai mulți. Dacă cer ca oamenii să vină să slujească, vină tu și slujește. Amin. Eu am avut o bunică pentru care exemplu personal a fost arma ei fatală. Nu rezistam niciodată în fața armei ei. Era o bătrânică, așa îndoită în două, datorită unei boli de spate, slăbuță și mică de statură, și spunea, Petre, du-te, taie în lemne. Nu, asta mai lipsea mie, voiam să mă joc, toți copiii se joacă, dar unde-i bunicul? Tata, ce face? Eu sunt singurul sclav în casa asta, făceam o larmă mare de tot. Ei, bunica se ducea la butucul ăla de tăiat lemne și așa cum stătea cu spatele îndoit în două, lua cu o mână săraca de bea, ridicase curea cu o mână și se făcea că dă în lemnele alea să le taie. Mă rupea mila, mi se frângea inima și mă duceam, spunea, lasă-o babă că le tai eu, du-te în casă și tăiam lemne. Și mă înfrângea de fiecare dată cu exemplu personal.
Nu mă spunea la tata. Avea drept să mă spună la tata. A fost rău, n-a ascultat. Nu a făcut-o niciodată. Dacă vreți să slujiți cu adevărat, dați-vă exemplu pe voi înșivă. Biblia este plină de asemenea învățături. Voi ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 1:6. În 1 Corinteni 4:16 zice, vă rog să călcați pe urmele mele. Uitați-vă pe unde merg eu, veniți după mine. 1 Petru, capitolul 2, versetul 21, Hristos a suferit pentru voi și s-a dat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Suntem chemați să slujim și a sluji în această vreme înseamnă a suferi pentru ceilalți. Este un scriitor american pe care îl citesc cu mare plăcere. Omul acesta a scris o carte fantastică, vă căutați-o și citiți-o, The Wounded Healer. Voi sunteți niște vindecători răniți. Noi nu suntem niște doctori care nu suferim. Dar pentru că vrem să ajutăm, vrem să slujim, suferim alături de cei care suferă. Dați-vă exemplu și Apostolul Pavel spune, urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă la ceea ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Uitați-vă la noi, călcați pe urmele noastre. Acesta este modul vostru de a sluji împărăției lui Dumnezeu. Dați-vă exemple, fiți exemple pentru alții. Țin minte că într-o zi, învățat de bunica mea lecția aceasta a slujirii pe șantier, am văzut un panou din ala de bachelită, de cofraj, peste care călcau mașinile plin de noroi, și orice muncitor pe care l-am văzut, eu n-a vrut să asculte de mine, să-l ia de acolo. Așa că m-am dus, l-am luat în spate și era foarte greu și l-am cărat. Dar l-am cărat așa prin mijlocul șantierului să mă vadă toți. N-a sărit niciunul să-mi-l ia. Dar le-a fost rușine după aia. Ori de câte ori le spuneam să ridice ceva, se duceau pentru că se temeau că mă duc să ridic eu în locul lor. Dați exemplu prin ceea ce faceți și veți vedea cum lumea se schimbă. În ce trebuie să fiți exemplu? În primul rând, spune Sfânta Scriptură, în felul de a vorbi. Știți că vorbirea noastră este un indiciu al caracterului nostru? O vorbire sănătoasă despre care vorbește Biblia are niște caracteristice pe care vi le-aș îndemna să le însumați, să le adunați, să le aveți în mintea dumneavoastră. O comunicare corectă, o vorbire sănătoasă dorește să comunice, nu să impresioneze. Nenorocirea este că vin la învoanele noastre oameni care vor să impresioneze și auzi imediat despre școlile lui, despre câte minuni pe metru pătrat a făcut, tot felul de lucruri auzi, pentru că ei vor să adune aplauze, vor să adune recunoaștere, vor să impresioneze, nu să comunice un adevăr. O vorbire sănătoasă ascultă, știe să și asculte. Știți că ascultarea face parte din comunicare? Dacă nu știi să asculți, dialogul între tine și soția ta devine dialogul unor surzi. Ea vorbește, tu n-auzi că îți pregătești discursul pe când termină ea și asta este comunicarea între foarte mulți oameni astăzi. Ascultarea face parte din comunicare. Dacă veniți la vreun microfon undeva și e o luptă formidabilă pentru instrumentele astea astăzi, să aveți o vorbire informată, documentată, ok? De cele mai multe ori oamenii spun povești, spun lucruri care nu sunt adevărate, vorbiți ceea ce v-ați documentat. Să fie însoțită întotdeauna de umilință și sinceritate, înțeleaptă, curajoasă, ține cont de audiență, de sentimentele oamenilor, nu călca în picioare sufletele oamenilor. Cu umor, cu prietenie, cu tact, cu diplomație, pozitivă, încurajatoare. Astea sunt caracteristicile unei vorbiri sănătoase. Și fiți un exemplu.
în biserică în acest sens. Fiți un exemplu în comportament. Liderul creștin trebuie să se comporte în biserică, în familie, în relațiile sale cu membrii comunității, ca să câștige respectul, nu atât pentru sine, ci pentru munca sa, pentru poziția sa, pentru chemarea pe care o are de la Dumnezeu. Bunele maniere, politeția, respectul pentru oameni trebuie să caracterizeze pe omul lui Dumnezeu. Îmi pare rău, dar sunt anumite concepții că liderul trebuie să fie un tip dur. Spune adevărul, frate. Spune, dar dacă n-ai dragoste, mai bine taci. Adevărul fără dragoste rănește. Adevărul trebuie înmuiat în dragoste, altfel el devine tăios și distrugător. Vorbește cu dragoste, spune-l în dragoste. Trebuie să, să ai multă răbdare. Este virtutea, regina virtuților, zicea Crisostom despre răbdare, nu? Să ai o atitudine prietenoasă, gata de ajutor, integritate în toate relațiile sale. Mai ales creștinul, lucrătorul lui Dumnezeu trebuie să fie integru, mai ales în relațiile lui financiare. Pentru că acolo se vede cât de cinstiți suntem noi. Purtarea creștină. Știți că purtarea noastră întotdeauna este testată la stres? Atunci când pierdem ceva, când avem insucces, când avem eșecuri, când suntem criticați, și ascultați-mă bine, de asta o să aveți parte din belșug, din păcate. Când suntem în poziție să facem compromisuri, când ne biruiește gelozia pentru că alții sunt mai altfel, mai buni decât noi, ascultați-mă bine, purtați-vă ca niște creștini în momentele acelea, purtați-vă frumos. Dați exemplu apoi în dragoste. De la cum ne îndrăgostim, cum ne consumăm dragostea, cum iubim pe membrii familiei noastre, cum iubim pe frați, cum iubim oamenii în general, este un lucru absolut extraordinar în aceste zile. Oamenii au nevoie de dragoste. Știți că atunci când oamenii sunt iubiți așa cum sunt, ei sunt gata să se deschidă pentru schimbări dramatice în viața lor? Noi vrem să-i facem buni ca să intre în bisericile noastre. Eu aș zice să iubiți așa cum sunt și să-i ajutați să iasă buni din bisericile noastre. Amin. Dar din păcate, în foarte multe biserici, oamenii vin așa cum sunt, rămân așa cum sunt și ies mai rău decât au venit. Trebuie să dăm exemplu în credință. Cineva a spus că sunt două feluri de credință. Credință de tip Iacov, care a zis, dacă mă vei binecuvânta, îți voi da zeciuială. Sau există credință de tip Habacuc, chiar dacă nu o să mă binecuvântez, nu o să am staule și așa mai departe, eu tot am să te laud, Doamne, și am să cred în Tine. Credința noastră trebuie să fie inspirată din Scripturi și trebuie să fie inspirațională și pentru alții, să vină și alții să caute credința noastră. La Chicago, peste drum de biserică, locuiau mai multe familii, mai ales de bătrâni, și a venit o doamnă afară din casă și m-a căutat și am fost așa de încântat să-mi spună father, nu? Părinte. Ea așa știa din religia ei. Zice, voi sunteți o biserică foarte ciudată. N-am văzut așa ceva de 30 de ani în viață. Dar ce anume? Ce n-am văzut bărbați cu soțiile lor și cu copiii de mână venind la biserică. Eu așa ceva n-am mai văzut de 30 de ani. Oamenii vor să vadă că avem familii sănătoase, avem familii care se iubesc, care vin toți la biserică, care slujesc pe Dumnezeu. Este un exemplu extraordinar de la simplu fapt că ieși afară din casă îmbrăcat frumos duminica și vii la biserică. Credința se vede prin faptele noastre. Și ultimul lucru care spunea Pavel, în curăție să dăm exemplu, în curăție. Creștinul trebuie să fie curat în toate exprimările vieții sale, a vieții sale spirituale, în gânduri, în cuvinte, în intenții.
Motivațiile sale trebuie să fie curate, nu? Și trebuie să dăm întotdeauna exemplu de integritate atunci când ne încearcă mândria, când ne încearcă egoismul, gelozia, popularitatea, descurajarea și depresia care vine peste liderul creștin. Atunci trebuie să dăm dovadă de curăție de inimă. Rămânem drepți chiar dacă lumea în care trăim este strâmbă, chiar dacă s-au purtat urât cu noi, chiar dacă nu ne-au plătit, chiar dacă nu ne-au aplaudat, chiar dacă nu ne-au acceptat, ne purtăm ca și copii al lui Dumnezeu. Amin. Este o istorie cu care vreau să închei, încă de pe timpul celui de-al doilea război mondial, se zice că într-un sat undeva în Europa, a sosit un tânăr neamț, soldat, fugit din unitatea lui. Oamenii l-au primit bine în sat, erau creștini buni, i-au dat de mâncare, l-au ascuns câteva zile, dar între timp s-a apropiat unitatea germană, care nu era departe de locurile acelea, și au cucerit satul, au venit în satul acela. Și-au dat ordin să-l aducă pe prizonierul, să-l aducă pe soldatul acela, să-l predea, să-l împuște. A fost o problemă morală foarte serioasă pentru tot satul. Ce facem acum cu omul ăsta? Dacă nu îl predați, o să împușcăm tot satul. Preotul satului, care era mai credincios, noaptea n-a dormit, s-a tot rugat ce să facă, să primească un răspuns de la Dumnezeu, și a deschis Scriptura, așa, la întâmplare, cum zicem noi, și a citit versetul acela, mai bine să moară unul pentru neam. Și a zis, nu, ăsta-i de la Domnul, mai bine să moară ăsta decât să murim toți. L-a luat și l-a dus și l-a predat nemților. Bineînțeles că ăștia l-au împușcat, au plecat mai departe, dar în noaptea aceea un înger al lui Dumnezeu a venit la preotul acela și l-a întrebat, ce ai făcut? Păi zice, am ascultat de cuvântul Domnului, nu? Tu știi ce ai făcut? Ai dat la moarte pe Mesia. Doamne, de unde să știu eu că e Mesia? Și îngerul a spus, dacă ți-ai fi făcut timp să te duci să vorbești cu el, să stai de vorbă cu el, să te rogi cu el, să-l încurajezi, ai fi știut că e Mesia. Dar tu ai fost sfânt, ai citit Biblia, te-ai rugat, n-ai stat de vorbă cu omul ăla și ai dat la moarte pe Mesia. Când am citit povestea aceasta, într-una dintre cărțile pe care le-am lecturat, am fost profund mișcat, pentru că slujitorul lui Dumnezeu astăzi nu are timp să vorbească cu oamenii, nu are timp să vorbească cu tinerii mai ales. Ăștia-s răi, se poartă cum nu trebuie, beau nu știu ce, fumează iară nu știu ce, s-o braznici, vorbesc numai engleză, nu mai vorbesc românește, și nu stăm de vorbă cu oamenii și nu știm, și de multe ori îl dăm la moarte pe Mesia. Condamnăm ușor, alungăm, îndepărtăm, pentru că nu știm să ascultăm, nu știm să vorbim cu oamenii. Faceți-vă timp să vorbiți cu oamenii, vizitați-i. Țin minte că unul dintre profesorii mei ne-a întrebat, când ați fost ultima dată la masă cu genitorul bisericii? Era majoritatea păstorii. Bineînțeles, zice, cum să mergeți voi la masă? Că ăștia curăță prin WC-uri. Vă sunteți oamenii lui Dumnezeu, nu? Așa de rușine mi-a fost. Primul lucru, m-am dus la biserică, l-am invitat pe Vasile la lunch.
Și am stat de vorbă vreo 2-3 ceasuri cu Vasile și am aflat lucruri care nu le-aș fi știut niciodată despre Vasile dacă nu vorbeam cu Vasile. De atunci, în tot restul vieții mele de păstor, genitorul bisericii a fost prietenul meu numărul unu. Și am spus, întotdeauna îi spuneam frate Bardan sau frate Chelmăgan, noi doi suntem doi genitori aici la biserică. Dumnezeu le faci curățenie pe afară, pe acolo, eu o fac prin sufletele oamenilor, dar noi doi suntem slujitorii acestei biserici. Și tu ești prietenul meu. Astăzi nu vă dăm funcții. Vă dăm o slujbă grea, în care trebuie să învățați să fiți nu numai egalii celorlalți, dar slujitorilor. Și să fiți gata să ascultați poveștile acelea care de multă vreme așteaptă o ureche să le audă și Domnul să vă binecuvânteze, să fiți un exemplu slujind bisericii sale prin exemplu personal. Amin. Amin.